Salutare tuturor! Pentru a face lucrurile cât mai ușor de înțeles, m-am gândit să fac acest videoclip drept prezentare sau introducere pentru ceea ce se urmeze. Ei bine, am trecut la sfârșitul verii, sau poate la începutul toamnei, ca să fiu mai exact, am fost în concediu, nu am filmat nimic, am făcut doar câteva poze, poate mai multe decât erau nevoie, doar câteva, dar nu contează, ne-am bucurat de timpul liber. Destinația aleasă a fost insula Creta, orașul Hania, pentru mine, pentru noi, acolo este cel mai frumos. S-a rezolvat totul foarte ușor, un zbor direct. Orașul vechi să-l numesc doar frumos, nu cred că ar fi corect. Foarte greu de uitat pentru că are un șarm aparte. Prima și prima dată am fost aici anul trecut. Am mai fost în Grecia, dar în altă parte. Iar faptul că și anul acesta am ales aceeași destinație, ceva ce nu am mai făcut până acum și mai ales că am plecat cu gândul de acasă că trebuie să leg cumva o miniserie de videoclipuri cu preparate tradiționale grecești, cred că se subînțelege de la sine cât de mult apreciez acest loc. Poate că nu este vorba neapărat doar de peisaje, pentru că acelea sunt pitorești, sunt acolo, sunt de memorat, negreșit. Poate în măsură egală sau mai important, cel puțin pentru mine, a fost mâncarea. În același context, sunt sigur că multă lume se regăsește, pentru că se știe în acest punct cât de gustoasă și cât de diversificată poate fi bucătăria grecească. Așadar, va urma o miniserie de preparate tradiționale grecești. Cu siguranță o să luați foarte mult în urmă, pentru că bucătăria, după cum spuneam, este foarte diversificată și n-am vrut să mă lungesc foarte mult. Mai degrabă m-am rezumat la regiunea unde am fost eu, la ce am văzut, la ce am participat și cu siguranță la ce am gustat. Dacă mă urmărești de ceva timp, știi că am mai făcut vloguri pe acest canal de urmă cu câțiva ani, la care, ca amintire, mă uit chiar și acum cu drag. Însă n-aș putea spune că ceea ce o să urmeze o să semne foarte mult cu ce am mai făcut, pentru că acele erau mai degrabă întreprate înspre partea de vlog călătorie, iar acestea vor fi mai degrabă întreprate înspre mâncare, spre obiceiuri culinare și rețete. Asta nu înseamnă că o să las toate imaginile deoparte, pentru că sunt foarte frumoase și nu vreau să le pierd. O să le încorporez cumva în videoclip, chiar dacă nu o să fie de durată, o să fie acolo, mai degrabă pentru a completa rețeta, pentru că se împletesc cel mai bine împreună și nu pot exista oarecum una fără alta. Locul împreună cu mâncarea sunt, cred eu, cele mai importante și sunt cele care lasă amintiri. Am trecut, am ca niște chifteluțe foarte bune la care mi-a rămas gândul. Am avut ocazia să o întâlnesc pe Ino, de la care am învățat cum se face această rețetă. Cea de la care le-am mâncat pentru prima dată, de care am fost cel mai impresionat pe unde am fost. Am venit în această zonă pentru o plajă, chiar dacă din Hania, din locul de unde am fost cazați până aici, sunt 80 km. Pentru noi asta nu contează foarte mult, însă anul acesta s-a mai schimbat puțin foaia, pentru că nu am mai venit pentru plajă, am venit pentru Ino, pentru mâncare, și așa am ajuns să ne cunoaștem mai bine, lucruri de care sunt mândru. This is Sargos, white sea bream. Oh, it looks so fresh. Yes. Oh. It is so fresh. Am fost încântat să o cunosc și pe Eleni, de la care am învățat mai multe rețete tradiționale. Rețetele pe care le-am văzut aici, la Eleni, și nu numai, le-am pus în practică și acasă. Asta pentru că ingredientele necesare pot fi găsite cu ușurință și la noi pe piața românească. You are very brave to break the onion. I hope you cry in your life only from onions. Am fost și în sudul insulei, acolo cred că a fost locul care m-a impresionat pe mine cel mai tare. Tot în Sfachia la naștere un preparat pe care l-am apreciat încă de anul trecut și l-am căutat foarte mult și anul acesta. Se numește Pita Sfachia, un preparat foarte simplu care se impune prin simplitate, care mi-a rămas în cap și vreau să arăt cum se face. Asta am vrut să vă spun, poate s-a transformat într-o poveste, însă închei cu bine aici și vă spun că în câteva zile voi începe postările și vă aștept acolo cu drag să vedeți ce au fost puse și ce au fost văzute.